Principalul scop al călătoriei Mai Sandu la Davos, unde participă la Forumul Economic Mondial, este cel de a acumula capital politic. O spune comentatorul politic Ian Lisnevski, potrivit căruia șeful statului nu se va întoarce de acolo cu rezultate pentru cetățenii moldoveni. Iar analistul politic Corneliu Ciurea este de părere că Maia Sandu se va victimiza în fața occidentalilor, acoperind incompetența guvernului cu războiul din Ucraina, încercând astfel să facă o disimulare a realității. Alți comentatori afirmă că Moldova nici nu avea ce căuta la acel forum, care este unul al oamenilor bogați, ce își discută acolo problemele. Un exces de zel, astfel califică plecarea Maiei Sandu și a ministrului economiei Dumitru Alaiba la Forumul Economic Mondial de la Davos, comentatorul politic Corneliu Ciurea. Ambii fac exces de zel și exagerează atunci cu plecările. Ea preferă călătoriile, preferă să se afle să fie agreată de diplomați străini. Noi avem nevoie de un președinte care să aibă grijă mai mult de cetățenii noștri. Asta nu ajută țara, asta ajută pe doamna Maia Sandu. Maia Sandu în campanie, nu se gândește la țară. Comentatorii au taxat și îndemnul Maiei Sandu către partenerii externi de a-și uni forțele pentru a ajuta Ucraina să câștige războiul. Astfel, consideră aceștia, șeful statului vrea să acopere cu acest război incompetența guvernului de la Chișinău. Ceea ce spune Maia Sandu la Davos este similar multor altor discursuri în care cauza principală a dificultăților și crizei în care se află Republica Moldova este războiul. Disimulează adevărul, îl maschează. În realitate, gafele guvernării nu pot fi puse pe seama războiului. E vorba de o anumită incompetență, incapacitate de guvernare. Dar occidentalii deocamdată sunt dispuși să înghite, cum spunem noi, gălușca. Și din această cauză, Maia Sandu profită de această situație, cel puțin peste hotare. Ea să învinească guvernul, spună că dacă noi nu putem, ei nu pot, sau fac greșeli, chiar tot mai dură. Declarațiile din față de guvern vor fi tot mai dure. De asta ea va călători cot mai des, ca să nu fie în tare, ca să nu fie asociată cu guvernul. Guvernul va fi cel vinovat. Mai exact, spune Ian Lisnevski, Maia Sandu a plecat la Davos pentru acumularea de capital politic, întrucât prioritare acum pentru ea nu sunt problemele oamenilor, dar un nou mandat de președinte. Maia Sandu nu vrea să rezolve, dar asta e clar, problema principală a cetățenilor și se ocupă numai cu problemele de pe ea. Ea se pregătește de alegerile prezidențiale și de asta face tot posibil toate tehnologiile, toate imaginele țărilor străine europene ca să primească din idei politici. Trebuie să înțelegem că acestea de păsări vor fi pentru că el folosește pentru alegeri prezidențiale. Gata, doamna Maia Sandu este în campanie. Vino să aibă grijă de problemele cetățenilor, de problemele țării, de crize care continuă să fie, dar vor fi preocupate de alegeri prezidențiale. Iar jurnalistul și comentatorul politic Valeriu Reniță spune că orice demnitar este obligat să anunțe despre plecarea, scopul călătoriei sale și să vină în fața cetățenilor cu un raport al cheltuielilor. Se întâmplă în condițiile în care, deși președintele Maia Sandu a decolat luni la ora 15:59, abia o oră mai târziu pe site-ul administrației prezidențiale au apărut informații despre participarea șefului statului la Forumul Economic Mondial de la Davos. Atunci când oficialii pleacă într-o deplasare, fie de lucru, fie la un forum, fie într-o vizită oficială, serviciul de presă, ori chiar ei, ies în fața contribuabililor, adică celor care le plătesc, care plătesc și salariul acestor oficiali și deplasările. Și spun pentru ce pleacă. Și de ce pleacă? Cum justifică ei cheltuielile? Deci asta e prima. Deci asta e primul nonsens, absurd și lipsă de respect față de cei care i-au ales. Totodată Reniță spune că, de fapt, Republica Moldova nu are ce căuta la acest forum, care este unul al oamenilor bogați, ce își discută acolo problemele. Forumul Davos este un forum în care oamenii foarte bogați din lume, grupările financiare, susținute ori nu de anumiți oameni din guverne care vin acolo,
vin să-și rezolve chestiunile lor pe plan mondial. Deci este un forum absolut a oamenilor bogați, în primul rând. Și ce caută președintele Maia Sandu acolo atunci? Păi asta este întrebarea. În context, Ian Lisnevski afirmă că moldovenii nu trebuie să se aștepte la răspunsuri pentru problemele pe care le au, întrucât șeful statului, nu după soluții la acestea, a plecat la Forumul Economic Mondial. E doar nu să duce încolo cu rezolvarea, de exemplu, problemelor concrete. Nu se întoarce cu o strategie de lungă durată. În primul rând să vedem care vor fi rezultatele și dacă aceste rezultate vor fi în beneficiul cetățenilor din Republica Moldova. Trebuie să amintesc că în Republica Moldova peste 800.000 dintre cetățenii ei sunt pensionați. La ei ar trebui să se gândească. Totodată, Nichituș spune că nu îi se pare plauzibil anunțul făcut astăzi de ministrul economiei, Dumitru Alaiba, aflat și el la forumul de la Davos, potrivit căruia, datorită discuțiilor pe care le-a avut cu reprezentanții unei cunoscute companii suedeze de îmbrăcăminte din Stockholm, aceasta ar urma să-și deschidă un lanț de magazine în Republica Moldova. Eu aș avea, în primul rând, grijă de producătorul local. Nu aș face posibilă apariția unui concurent producătorului local în Republica Moldova. Dar probabil domnul Alaiba are alte gânduri. Privitorul Alaiba, doamnă, el poate stea la Davos, în Thailanda, în Statele Unite, în Chișinău, în Băcioi, oriunde. Oricum rol din trânsul ca ministrul economiei noi, ca ministru și ca în general. Contactată pentru o reacție, reprezentantul Direcției Comunicare din cadrul președinției, Irina Gotișan, nu ne-a răspuns la apel și nici la mesaj. Anul trecut, vizitele Maiei Sandu în străinătate au costat bugetul de stat peste jumătate de milion de lei. Cea mai scumpă deplasare a fost făcută la Paris, iar pentru aceasta au fost cheltuiți 77.000 de lei. Forumul Economic Mondial de la Davos are loc în perioada 16-20 ianuarie și întrunește diverse personalități politice din lume. Subiectul principal din acest an al forumului este războiul din Ucraina. Președintele Sandu a avut o întrevedere cu premierul Luxemburgului, noul președinte al Confederației Elvețiene, și urma să se întâlnească și cu alți lideri occidentali în următoarele zile. Forumul economic de la Davos se va încheia joi. Împreună cu Maia Sandu au mai plecat ministrul economiei Dumitru Alaiba, consilierul președintelui în domeniul securității naționale Dorin Recean, șeful adjunct al Direcției Centrale a Serviciului Pază de Stat Vadim Șchiopu și cameramanul guvernului Eduard Stucalici.